Planurile din Olt au dat un tun de 2 milioane de euro statului, bani din care și-au ridicat vile somptuoase în sărăcia unui orășel. Prin șantaj și amenințări, indivizii au reușit să bată palma cu mai multe primării din țară, obligând edilii să cumpere mărfuri supraevaluate. Concret, afaceriștii vindeau bănci, locuri de joacă, vopsea sau coșuri de gunoi la prețuri exorbitante. Ani de zile s-au jucat de afaceriștii până când procurorii s-au prins de escrocherii. Doi dintre capii clanului au fost arestați. Potcoava, județul Olt, un orășel cu circa 5.000 de locuitori, dar care scoate milionari pe bandă rulantă. Priviți ce vile impunătoare și-au ridicat de-a lungul localității, nu din muncă cinstită, cum se laudă toți, ci au făcut bani grămadă din fără de legi, achiziții fictive făcute cu 10 de primării din toată țara. Capul grupării e el, Viorel Bădoi, arestat acum. Mereu cu Biblia în mână, individul și-a înființat firma în 2002 și a funcționat în acte până în 2008. În ultimul an de activitate, cifra de afaceri se ridica la 1 milion de euro. Se pare coși de gunoi 80 de lei scump. Tu dacă îmi dai 1.080 de lei, cum ți-a duc coșturi cu o mașină? Dacă s-au plătit sumele astea, într-adevăr, este cam mult. Mobilier stradal, stații de autobuz, panouri de intrare sau de ieșire din localitate, produse de curățenie sau coșuri de gunoi, par obiecte fără însemnătate, însă vânzarea lor la prețuri supraevaluate a îmbogățit clanurile care își fac veacul aici. În cartierul romilor din Potcoava și-au sediul numai puțin de 14 firme, unele fără niciun angajat, dar funcționează după un singur scenariu. Afaceriștii fac oferte multor primării din țară, apoi prin mită sau șantaj, reușesc să obțină contracte bănoase prin care vând obiecte evaluate la suprapreț. Procurorii spun că 78 de primării din țară au bătut palma cu aceste clanuri. A fost vorba despre trei facturi. Una cu vopsea, 400 de vopsea neagră metalică, o factură cu curățenia pe islaz și o factură cu panoul de intrare ieșire din comună. Contractele erau făcute pe sume mici, ca să nu bată la ochi. Planul le-a funcționat ca uns și în comuna Găneasa, unde edilul recunoaște că a semnat cel puțin 3 contracte cu respectivul clan. Indivizii ar fi fost prea insistenți, spune primarul, și de aceea ar fi acceptat, dar e în stare să jure că totul s-a făcut legal. Au venit cu prețuri mai mici, iar încercau să vedeau că n-aveau și în final am scăpat. Ei au adus materialele, deci n-am avut probleme. Am mai făcut încă una, am făcut una cu 6.000, una cu 5.500, una cu 5.000. Am înțeles că la alții nu le mai duceau eu și le duceau, aveau nevoie de ele și nu le mai duceau înapoi. Această stație de autobuz din fața primăriei Găneasa apare în unul dintre sutele de contracte pe care clanurile din Potcoava le-au semnat cu peste 70 de primării din toată țara. Prejudiciul total se ridică în acest dosar la peste 2 milioane de euro. Potcoava însă nu a fost pătată de achiziții nejustificate și asta pentru că șefii clanurilor nu au vrut să-și strice prietenia cu edilul. Eu când am candidat, așa e mai corect, de la început, am fost susținut de o parte din dumnealor. Dumnealor de la început mi-au spus că nu-i interesează să vină să facă afaceri la primăria Potcoava, că ei au afaceri în țară. Mai exact în Giurgiu, Dâmbovița și în alte județe din țară, de unde ar fi obținut în total circa 2 milioane de euro. În urma unor percheziții fulger, doi dintre afaceriști au fost arestați pentru 30 de zile, printre ei și liderul Viorel Bădoi și nepotul lui. Am încercat să stăm de vorbă cu apropiații lui, dar spiritele s-au aprins rău când au văzut camerele de filmat. Reporter, la ce veniți? Unde sunteți? Procurorii nu au vrut să facă precizări în acest caz. Ancheta e abia la început și s-ar putea să mai cadă și alte capete. Românii care nu s-au înghesuit la plăcinte sau fasole cu ciolan la manifestațiile de Ziua Micii Uniri au luat cu asalt marea și muntele. Pe Valea Prahovei, aglomerația a fost parcă mai mare ca niciodată. Nu au fost mai fericiți turiștii nici atunci când au ajuns în stațiuni. Au fost cozi la parcări, la casele de bilete, dar și la instalațiile pe transport cablu. Iar în Poiana Brașov, parcarea a ajuns să coste 30 de lei pe oră. Așa s-a stat pe drumul spre munte la început de mini-vacanță. Filmată cu o dronă, coada de mașini pare nesfârșită. Un adevărat furnicar a fost surprins și din elicopter. Coloanele de mașini s-au format încă de la ieșire din Câmpina. De aici și până la Comarnic, turiștii au făcut și câte 3-4 ore. În mod normal, porțiunea de 15 km de drum este parcursă în cel mult 20 de minute. 2 ore de la Câmpina Franci. Și unde mergeți? Azuga. Ați plecat în mini-vacanță, să înțeleg. Da. Și ați debutat cu... O zi pe drum. Unde mergeți? La Bușteni. Ați început mini-vacanța, să zicem, cu stângul. Mai avem 2 ore până ajungem. Deci 2 ore, o zi distrusă numai pe drumuri.
Când au ajuns în Poiana Brașov, ca un făcut s-au trezit în alt coșmar. Ora de parcare a ajuns să coste câteva zeci de lei. În mod normal, tariful pentru ore de parcare în locurile publice din Poiana Brașov costă 1 leu și 50 de bani. Imaginați-vă cât de aglomerată este astăzi stațiunea, încât inclusiv parcările private sunt arhipline, iar aici tariful este de 30 de lei pe oră. A urmat apoi coada de la casele de bilete. Pentru a folosi transportul pe cablu, turiștii au nevoie de cartele, așa că inclusiv aici au pierdut 10 de minute. E normal, 30 de minute la coadă. E o singură casă acolo? 4 case. Și nu fac față. Probabil ne dăm de 2 ori și aia a fost. Coadă e aici, dar ai văzut ce e aici la televizor? Aici cât crezi că să aștept? Fie că își imagina sau nu, acest tânăr a fost nevoit să stea la rând la telegondolă. Mai bine de jumătate de oră au așteptat sportivii de ocazie ca să poată urca în partea superioară a masivului Postăvaru. Vă așteptați să fie atât de multă lume? Da, sincer mă așteptam. Fiecare weekend sau vacanțe. Ba da, nu mai avem. Lipsiți de grijă au fost cei care au ales pârtiile de săniuș. Aici copiii au alunecat pe zăpadă cât a fost ziua de lungă. Toată ziua pe derdeluș? Da. Cum te-ai distrat astăzi? Mâine? Foarte bun. Zăpada cum e? Foarte bun. Mă cheamă Iulia și am 4 ani. De unde ești tu, Iulia? De la mine. De la tine de acasă, așa? Dar spune, ce faci astăzi în Poiană? Astăzi mă dau la săniuș. Și cum e? Deși hotelierii nu au pregătit pachete speciale pentru mini-vacanță, gradul de ocupare din Poiana Brașov este de peste 95%. Asta înseamnă că inclusiv mâine se anunță o zi la fel de aglomerată în stațiune. De ziua Unirii mici, autostrada Unirii tot mică. A rămas de un metru. De asta au fost huiduiți mai mari țări la Iași, unde s-au dus să vorbească despre anticipate. Negri de supărare, oamenii nu s-au mai înghețuit nici la pomana dată de autorități. Plăcinte și vin fiert. Bună ziua, Iași! Văd că părele sunt împărțite. Discursul președintelui Iohannis a fost întâmpinat cu huiduieli și cu scandări legate de autostrada Unirii promisă de politicieni, dar rămasă la stadiul de proiect. La cele mai înalte standarde. Am încredere că actualul guvern înțelege pe deplin nevoile pe care românii le au. Premierul Ludovic Orban a venit cu un discurs scris, dar s-a văzut nevoit să renunțe la el. Orban le-a făcut oamenilor o promisiune. Lucrările la autostrada Iași-Târgu Mureș vor obține finanțarea europeană. Pe exercițiul financiar multianual 2021-2027, autostrada Unirii să fie finanțată din fonduri europene. La distanță de ore bune de mers cu mașina pe drumuri cu o singură bandă, la Suceava a fost organizat un protest lângă singurul metru de autostradă din Moldova. Eu personal m-am săturat de hore, m-am săturat de discursuri, m-am săturat de prezentări, m-am săturat de termeni mincinoase. Antreprenorul Ștefan Mandachi a construit o cutie poștală uriașă în care, spune el, oamenii nemulțumiți ar trebui să adune cererile fără răspuns trimise către politicieni. În partea de sud a Moldovei, la Galați, zeci de persoane au renunțat la mașină și au decis să alerge. Oricum, nu prea au drumuri pe care să circule civilizat. E deja o tradiție ca alergătorii din zonă să organizeze un mini-maraton până la vama cu Republica Moldova în ziua Unirii din 1859. Să fim uniți și să fim români. Asta e cel mai important. În ciuda protestelor și a nemulțumirilor, serbările organizate în diferite orașe din țară s-au încheiat cu tradiționala fasole cu ciolan împărțită gratuit. Între timp, locul în care s-a consemnat Mica Unire și unde s-a născut România modernă este ocolit de oameni de frică să nu le cadă tencuiala în cap. Hotelul Concordia a ajuns îngropat în ignoranță. Păcat, este o clădire amplasată în centrul vechi al capitalei, pe unde trec zilnic mii de turiști.
Așa arată un simbol național. E Hotel Concordia, locul în care s-a hotărât dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza de către frunta și Partidei Naționale ca domn al țării românești. Acum, nu doar că nu se mai oprește nimeni să admire clădirea, toți o ocolesc de frică să nu se derâme peste ei. Autoritățile și politicienii își amintesc de această clădire an de an pe 24 ianuarie, însă soluțiile lipsesc cu desăvârșire, iar fostul hotel riscă să se prăbușească. Clădirea a fost retrocedată, apoi vândută, iar identitatea proprietarului nu a fost făcută publică. Legislația românească permite autorităților să stea cu mâinile în sân în timp ce monumentul istoric se năruie. E o clădire simbol și chiar dacă ar fi o clădire urâtă, ceea ce nu e cazul, ar trebui să fie refăcută. Câțiva oameni pasionați de istorie au ținut să le reamintească românilor de însemnătatea acestei zile. Costumați în uniforme din perioada lui Alexandru Ioan Cuza, oamenii au depus o coroană de flori pe o clădire în ruină. Ar fi vrut să facă mai mult, dar legislația și starea construcției nu le permite. Bazoreleful ne aparține și este deocamdată un simbol. Cu dragă inimă îl oferim oricui care dorește să-l pună pe Hotel Concordia. Această casă, acest hotel reprezintă, aș putea spune, incubator sau maternitatea României. Aici a fost un pas de naștere a României. Dar cui să-i pese, autoritățile au alte preocupări să cheltuiască bani. Haideți mai aproape de scenă să auzim împreună câteva cuvinte interesante. Observăm ușor că nu prea are cine să se apropie de scenă. Nicio problemă. Spectatorii au vreme să apară. Manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie se întind în Parcul Sebastian, exact ca în basm, timp de 3 zile. La prima vedere, chiar așa e. Pe scenă e loc pentru artiști. Există un spațiu în care sunt organizate demonstrații cu armăsari. Ba chiar a apărut lângă una dintre alei o stână reprezentativă, după cum s-a cerut în caietul cu sarcini întocmit pentru acest eveniment. Bineînțeles, sunt și costuri. 280.000 de euro pentru? Pentru scenă, au amenajat această stână. Așa ar trebui să fie o stână. Okay. Artiști, timp de 3 zile. Cred că se putea cu mai puțin. Însă cei de la primăria sectorului 5 n-au vrut o petrecere mică, doar o dată pe an este sărbătorită Mica Unire. 15 artiști vor urca pe scenă, se va găti chiar în fața trecătorilor, iar mâncarea va fi împărțită gratuit. Pentru toată treaba asta, 280? Da, 3 zile. Se putea mai bine. Pentru banii ăștia, dar în principiu nu cred că ar fi trebuit să cheltuie banii ăștia pentru treaba asta. Se putea investi în altceva, posibil în școli, în alte chestii banii ăștia, mult mai crește, că o să trebuiască. Nu sunt bani, ar spune toți edilii. Cei de sectoare încă nu au stabilit nici măcar bugetul pentru acest an, așa că sunt achitate doar cheltuielile curente. Investițiile importante au de așteptat. După gâsca cu gât roșu vânată în Brăila, un vultur pe cale de dispariție a căzut și el în bătaia puștii. Noroc a fost găsit în agonie pe un câmp din județul Teleorman, iar voluntarii unei fundații l-au și salvat. Va trebui să treacă însă o perioadă până să se și recupereze. Trăiesc până la în libertate, undeva am văzut până la 27 de ani, în captivitate 45. Bietul codalb, o pasăre răpitoare pe cale de dispariție din familia vulturului, a fost salvat la limită. L-a găsit paznicul unui fond de vânătoare pe un câmp din comuna Fântânele din Teleorman. Era rănit, extrem de slăbit și nu putea să zboare, așa că omul a sunat la o fundație care să vină să-l pună pe picioare. Nu credeam că este chiar codalb, a zis, bă, nu fie ceva, vreun uliu ceva, dar când ne-a trimis pozele, am observat că este cu adevărat un codalb, îl țineam pe bagaj și am înțeles că era împreună cu alții doi codalbi pe un câmp. Fusese împușcat, spun reprezentanții unei fundații care l-au dus de urgență într-un cabinet veterinar. Este extrem de periculos să lucrez cu el pentru că are niște gheare extrem de mari. Practic, imaginați-vă că animalul ăsta poate să distrugă coloana vertebrală unui iepure fără probleme. Da? De aceea am luat decizia să-i punem un pic asta pe față, să nu fie foarte deranjat. Vulturul are o fractură la piciorul stâng, iar veterinarii au scos fragmentele de alice de sub piele. Acum nu riscăm, pentru că este slăbit, să facem o anestezie. Mai este o singură alice într-un membru, cealaltă cumva s-a dispersat. O să ducem în volieră, da? Unde o să stea cel mai probabil cel puțin 2 săptămâni la noi în centru, pentru că trebuie să se caluseze corespunzător, fractura respectivă. Cel mai probabil că în jumătate de oră o să fie în picioare și o să inspecteze, să vedem ce e acolo, da? Hai să lăsăm. Așa a fost. Peste o jumătate de oră, vulturul a început să zboare. Ce mișto merge! Ușor, 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 ușor.
Codalbul este o specie protejată în România. Vătămarea lui este interzisă și încadrată ca infracțiune. Cei care luptă pentru protecția păsărilor și animalelor îi îndeamnă pe oameni să contacteze poliția dacă văd pe cineva la vânătoare și cred că ar fi vorba de braconieri. Vremea neobișnuit de caldă pentru mijlocul iernii a trimis mii de turiști și la mare. Chiar hanalele de pe litoral au fost pline ca în vârf de sezon estival. Iar faleza cazinoului a arătat astăzi ca un furnicar imens. Zece grade Celsius în atmosferă, o briză ce abia adie și un soare strălucitor ce te scoate cu forța la o plimbare. Așa a arătat ziua de 24 ianuarie la malul mării. Nu e de mirare că faleza cazinoului s-a umplut de lume. Asta nu e iarnă, mai degrabă primăvară. Antonio e din București și a dat o fugă cu prietenii până în Constanța să se bucure de primăvara din ianuarie. Mi se pare un loc foarte frumos, atractiv și liniștitor pe lângă București, unde e foarte multă aglomerație și insuportabil. Am nevoie și de ochelari de soare. Înainte să mă filmați, am dat două franzele la prietenii mei pescăruși. Vin aici la 2-3 zile, uitați-i, sunt jos acolo. Ne mutăm în Agigea și ne oprim la Ocherhana, unde e plin de turiști. Din Brăila am venit că e o zi liberă și am venit la Constanța la niște prieteni să mâncăm. Vremea e frumoasă, deși n-ar fi trebuit să fie așa frumoasă. Din Ploiești. Și pentru că la Ploiești noi nu avem mare. La Ploiești e mică. Cum e peștele? Foarte bun. La fel ca vremea de afară. Cu ce pentru o servici, ce mâncați astăzi? Noi am servit un chefal pescuit proaspăt. Sper. Patronii se bucură de încasări ca în plină vară. Drept dovadă stau mesele îmbelșugate. Și pe noi ne-a luat puțin prin surprindere, dar fiind un weekend prelungit, e destul de ok. Ne ajută foarte mult vremea. Așa, comparativ, cei de la munte nu cred că sunt foarte fericiți pentru că nu-i zăpadă, în schimb, pe noi ne bucură acest lucru. Vremea va fi la fel de frumoasă și în următoarele zile. Și încă o veste neașteptată este că a apărut scrumbia proaspătă. De obicei, turiștii o găseau de prin martie, însă căldura a făcut o minune. Nu au canalizare, nu au apă, nu au drumuri asfaltate. Vor vedea, în schimb, lumea cu alți ochi, 3D, la cinematograf. Acesta este planul guvernanților cu mai multe cătune uitate de lume din Moldova. Vor să ridice acolo clădiri menite să adune lumea la film. Pe bieții oameni trudiți din greu la câmp, îi pufnește râsul când aud așa ceva. Am venit cu caravana cinematografică! Sâmbătă seara aveți program de film! Oprește butonul, că nu se aude! Cum? Are vorbe multe? Da, dar are și muzică! Ar fi o problemă! N-avem curent în comună! Nu mă interesează! Ai grijă că-ți fac raport? Că refuz opera de culturalizare a maselor! Exact ca în filmul Nuntă Mută s-au trezit mii de români din mai multe cătune ale Moldovei. Nu au de niciunele, însă ar putea să vadă lumea 3D la cinematografe. În comuna Balș, din județul Iași, trăiesc puțin peste 1500 de oameni. Sunt oameni săraci, mulți bătrâni, care abia își duc traiul de pe o zi pe alta din munca în agricultură. Nu au apă și nici canalizare nu există, iar vestea că în plin câmp va fi ridicată o clădire cu săl de cinema i-a bulversat pe toți. Ar merge lumea la film? Asta să fie un proiect vechi, doamnă. Și este o aberație. Ce-i drept, ideea e a fostului primar, însă abia acum s-a primit finanțare, spune actualul edil, care nu e nici el prea mulțumit de vestea primită. Păi nu avem canalizare, nu avem drumuri modernizate, avem multe nevoi, avem o școală de construit pe care este în curs de desfășurare deja. Până la urmă, dacă ți se dă calul de dar, nu se caută la dinți. Dar pentru mine e ca un fel de fata morgană, cred, acest cinematograf. De ce vă spun asta? Sunt niște proiecte mai vechi. Cine știe? Cine a făcut solicitare? Să sperăm că își vă dați seama că nu e de la mine. Și cum vă spuneam, dacă cumva până la urmă se vor da acești bani să putem construi clădirea respectivă, om, da, și un film poate, în rest putem face, o putem transforma în casă de cultură. N-am copii, n-am nimic. Ar fi util un cinematograf aici? Dar nu ești? La film? La și film. La ce film, doar? La cinematograf, la un cinematograf. N-am mai fost. Dar am văzut 10 ani, 5. Dar e util un cinematograf aici? Asta trebuie la localnici? Nu știu, acum auzi și eu și spun.
Primarul comunei susține că în decembrie anul trecut a cerut bani de la guvern pentru construcția unui drum comunal de doar 9 km, a plătit deja pentru întocmirea proiectului de peste 1 milion de lei, iar acum tot așteaptă finanțarea. Mi s-a spus că veniți după alegeri și vom vorbi după aia despre drum. Și nici în ziua de azi nu s-a mai vorbit. Cinematografe urmează a fi ridicate și în alte comune din Iași, în Voinești și Ciohorani, dar și în unele localități din județul Botoșan, la fel de sărace. Primarii spun că vor merge la București să-i convingă pe guvernanți că nu le arde de cinematografe, ci de alte investiții care să scoată oamenii din traiul demn de un ev mediu. Un sondaj legat de temerile românilor scoate la iveală rezultate surprinzătoare. Ne sperie mai mult o invitație la nuntă decât o boală. Și apariția unui copil este motiv de spaimă pentru unii dintre noi. Nunta, boala și bebelușii. Iată în ordine cele mai importante frici ale românilor. De ce le-ar fi frică? Astea se întâmplă tot timpul. Pe stradă explicațiile apar imediat. Motive există. În primul rând, cred că cele financiare, în ceea ce privește o nuntă sau un bebeluș. Exact ca la o șezătoare ad hoc, trecătorii analizează cu atenție rezultatele sondajului. Ideea de căsătorie sperie pe toată lumea. Nunta și botezul sunt acceptate de mulți drept un motiv de teamă. Frica de responsabilități. Majoritatea oamenilor sunt speriați de responsabilități, de exemplu când vine vorba de copii sau chiar de nunți. Principalele temeri ale românilor au la bază o explicație simplă: cheltuielile implicate de o nuntă, o boală sau un botez, dar nu este singura justificare. Sunt de părere că totul te constrânge cumva. Nunta e un contract, părerea mea, adică asta cred eu. Bebelușii sunt o mare răspundere. Cred că este o chestie universală de toată lumea. În toată lumea există frica asta, pentru că nu avem certeța viitorului. Completăm și noi sondajul cu alte motive de teamă. De ce? De boli. De nereușite. De ce mi-e frică? Nu știu, deocamdată cred că de facultate. Există însă și tineri care resping rezultatele sondajului și spun că temerile se schimbă în funcție de fiecare moment al vieții. Fals! Ne e frică de algebră, nu? Că avem un examen foarte urât acum, urmează. Găsim e drept și români fericiți, fără spaime. Eu sunt o fire mai optimistă. Asta e. Doresc la toată lumea să fie optimistă cum sunt eu. Afacerea cu microplante câștigă tot mai mult teren și profit în România. Sunt brocoli, ridichii sau varză în miniatură, dar au de peste 40 de ori mai mulți nutrienți decât ceea ce cultivăm pe câmp sau în grădini și arome mai puternice. Un tânăr din Prahova a devenit primul antreprenor din țara noastră care conduce o astfel de afacere, iar acum se bucură de gustul succesului. Afacerea cu microplante sau flori comestibile a prins putere pe piața din România în ultimii ani, de când bucătarii le folosesc în tot felul de preparate. Cristian Tudor, un tânăr de 30 de ani din capitală, povestește că a început experimentele pe balcon în urmă cu 5 ani. Acum are 3 sere în comuna Gorgota din județul Prahova. Crește microplante în condiții perfect naturale, fără a folosi pesticide sau îngrășăminte chimice. Asta este cumva brocoliul care ajunge la clienți. Adică atunci când îl iei acasă, îl scoți, îl tai, da, îl speli și după aceea ți-l adaugi în alimentație în funcție de cum vrei tu să-l consumi. El cultivă aici peste 40 de specii de microplante, iar procesul nu e greu. Pot fi consumate în aproximativ 10 zile de când răsar, iar beneficiile pentru organism sunt magice. Această plantă, varza, în faza de răsat cotiledonal microplantă, are o cantitate de calciu mult mai mare decât am găsit într-o 100 de grame decât în 100 de ml de lapte și este 100% asimilabilă. Gustul e de 10 ori mai intens decât la o plantă matură. Mai exact, atunci când mănânci o frunză de ridiche sau de busuioc, simți pe limbă o explozie concentrată din respectiva legumă, cum e de pildă boranza. Asta are un gust interesant. Te duce ușor cu gustul la castravete cornișon fresh. Serios? Da. Adică are gustul ăla pregnant de castravete fresh. Am câțiva prieteni bucătari care au folosit microplanta asta în tzatziki. O altă seră ne dezvăluie o multitudine de flori de toate culorile, comestibile și ele. Cele mai multe sunt folosite fie la deserturi, fie pentru decorarea farfuriilor din restaurante. Cele mai căutate sunt banalele panseluțe. Se și păstrează foarte bine la rece, adică e o floare care e destul de versatilă. Ea la bază are o cantitate foarte mare de vitamina C. Din seră, astfel de culturi ajung direct în restaurante sau în marile hipermarketuri. Acesta este coriandru, frunze de piper, mazăre.
Aici ele sunt ținute în microsere verticale inteligente, unde primesc apă, lumină și stau la o temperatură optimă. De exemplu, aici rădăcina asta mie îmi spune că asta este plantă extrem de sănătoasă. Din punctul meu de vedere, asta este prospețimea și aici ne uităm de fiecare dată să vedem dacă planta se dezvoltă natural. Cristian vinde anual aproape 2 milioane de ghivece cu microplante, iar în ceea ce privește florile comestibile, ajunge la aproape 500.000 de flori tăiate, vândute lunar. Frizeria de pe vremea bunicilor s-a transformat în afacere profitabilă. Tot mai mulți tineri sunt atrași de această meserie și deschid saloane pe bandă rulantă. Mulți au învățat meserie în străinătate, unde au lucrat cât să-și strângă bani ca să pornească pe acest drum. George și Răzvan sunt doi frați din Oradea care au dat lovitura în afaceri. O jumătate de an au fost plecați în Marea Britanie, unde au lucrat într-un barbershop și au studiat conceptul. Au strâns aproximativ 15.000 de lire sterline și s-au întors acasă cu banii ca să investească în propriul vis. Ne-am decis să plecăm dincolo. Prima fază cu ideea de a rămâne mai mult timp. Așteptările noastre erau mai mari, să zic așa. Dar când am văzut care e situația, am decis să ne întoarcem înapoi și după 6 luni am și întors. Lucrăm cu tehnici clasice, brici, așa mai departe, prosop cald pentru barbă, aranjatul bărbii, îngrijirea bărbii, deci un loc destinat doar bărbaților. Locația este modernă, dar serviciile sunt tradiționale, precum bărbiritul cu prosop cald și pensatul cu ață. Faima a venit imediat. Acum au peste 400 de clienți pe lună. Alex a ales pachetul tuns și aranjat barbă, unde prima dată mă voi ocupa de tuns, iar pe partea de top o să luăm puțin din lungime și o să-l texturăm. Cei doi frați și-au amortizat deja investiția, semn că afacerea merge bine. Prețurile sunt între 40 și 90 de lei în funcție de pachetul ales. Clienții sunt încântați nu doar de servicii, ci mai ales ca un loc de socializare și relaxare. Eu când apelez la serviciile de barbershop, pur și simplu mă relaxez și am parte de toate serviciile. Datele oficiale arată că saloanele de coafură și de înfrumusețare sunt pe primul loc în topul firmelor deschise de antreprenori tineri în România, mai precis 6.500 în ultimii 5 ani. Vacile comunică între ele și au voci distincte prin care pot fi recunoscute într-o cireadă. Oamenii care le cresc și le îngrijesc învață în timp ce vor animalele și știu când le este foame sau când nu se simt bine. Au și un stil aparte de comunicare, spun cercetătorii, care și-au petrecut zile întregi printre ele, înarmați cu aparatură specială, ca să înregistreze ce-și spun unele altora. Alexandra Green este abia studentă în primul an la Universitatea din Sydney și deja conduce un grup care cercetează comunicarea între vaci. Cu o aparatură sofisticată pentru înregistrare audio, tânăra încearcă să înțeleagă ce spun animalele pe care le-am domesticit de milenii încoace. Food. Alexandra spune că unele dintre vaci sunt mai îndrăznețe și vorbesc mai des, altele mai timide și tăcute, dar că recunoaște vocea fiecăreia din cireadă. Hopefully one day I'll be a cow whisperer or a cow moonicator. Oamenii care cresc vaci au învățat cum comunică animalele fără să folosească aparatură sofisticată. La 62 de ani, Nea Ion Șerbănică din Cilibia îngrijește vaci de când se știe. A ajuns să creadă că le înțelege fiecare gest și muget. Când sunt tăcute, înseamnă că au ce le trebuie, apă și mâncare. Dacă sunt agitate și zgomotoase, omul nostru știe că trebuie să găsească repede motivul de neliniște. Ați auzit? Da. Cum își ia bucurie? Sunt vaci când le sete, deci zbiară și nu te slăbești când le sete și le foame. Deci sunt anumite vaci care știe să-și ceară. Ioana Toma, șefa fermei din Cilibia, preferă vacile altor animale domestice și vorbește despre ele cu respect. Să știți că sunt sensibili. Până la urmă e vacă. O oaie e una, o vacă e alta. Până la urmă, spun în cor specialiștii și crescătorii, o cireadă este o comunitate și trebuie ca membrii ei să comunice cumva, pentru ca totul să meargă ca pe roate. Într-o lume în care majoritatea oamenilor își alege ca animal de companie un câine, o pisică sau un hamster, doi tineri din Gorj au preferat o cioară. Ați auzit bine. Numele ei este Cronco și face parte din familie de aproape 8 luni. Hai. Păi da, păi mergem, gata. Hai.
Hai la joc. Faceți cunoștință cu Cronco, cioara năzdrăvană, care e ca un copil pentru un cuplu din Târgu Mureș. De 8 luni le-a devenit companie un prieten cu care vorbesc, se joacă și pe care îl alintă în fel și chip. Nu ești cu minte deloc, a? Nu ești cu minte. Pasărea nu a avut însă o viață atât de fericită ca acum. Cei doi tineri au salvat-o când era rănită și nu putea să zboare. Într-o zi, soțul meu m-a sunat din Parcul Central și îmi spune că a găsit un pui de cioară rănit, dacă poate să-l aducă acasă să îl îngrijim. Iar cu toată inima, fără să stau pe gânduri, vă dați seama, da, din tot sufletul, noi suntem iubitori de animale, indiferent ce este, pasăre, câine, pisică, putea să fie orice altceva, nu stam pe gânduri și o luam și o tratam. Era plouat, avea o aripă ruptă și era lovit la cap aici. Dacă nu știu dacă se vede, a crescut niște pene albe unde a fost lovit. Simona și Dumitru au dus-o la veterinar, iar când s-a vindecat, au avut parte de o surpriză. Pasărea s-a atașat atât de mult de eroii ei, încât nu a mai vrut să plece. Cioara are adăpost personal în grădina celor doi, are cană cu chipul său și chiar și propriile jucării. Alintatul familiei doarme noaptea cu eroii săi și este hrănit în permanență cu afine și suc de morcovi. Cei doi îl scot și la plimbare pe Cronco, dar pentru asta folosesc o lesă specială ca nu cumva să-l piardă. Aruncăm anual peste 5 tone de mâncare, iar risipa alimentară atinge cote alarmante. În plină criză, bucătarii ne învață cum să facem rețete delicioase din resturi. Un șef din Timișoara propune un preparat inedit, din coajă de țelină. Astăzi vom găti din coaja de țelină un șnițel superb în panko. Vom avea o garnitură de broccoli cu vin de casă gătit, frumos la wok. Și bineînțeles o mică salată cu dressing alături. Rețeta propusă de șef George Andrei are la bază resturi alimentare. Multe dintre cojile legumelor pot fi folosite nu doar în sosuri, ci se pot transforma cu totul într-un preparat vedetă. În România, această coajă de țelină se aruncă, din păcate se aruncă, în necunoștință de cauză. Gătită la temperaturile corecte, ea poate fi servită în foarte multe preparate. Coaja de țelină se pune la fiert în apa clocotită cu sare timp de 10 minute, apoi se scoate, se pune la uscat și se dă prin sos și pe zmet, la fel ca un șnițel veritabil. Între timp, la garnitură, cei doi șefi pregătesc broccoli tras la tigaie cu stafide și oregano, apoi preparatul se scaldă în vin alb. Stropim cu vin. Vinul va crea aburul necesar gătirii legumelor și vom pune capacul pe tigaie. Laptele de migdale cu avocado rămas de la șnițel se mixează cu mărar și cu dovlecel fiert, se asezonează cu puțină sare și cu un strop de piper, apoi sosul obținut se pune la încălzit într-o tigaie. Preparatul final se așează în farfurie pe patul de broccoli cu stafide. Acest preparat poate fi consumat atât la prânz cât și la cină, este un preparat foarte lejer. Ce arome! Deci vine să plângi! La fel de comestibile, crude sau în rețete, sunt cojile de castraveți, de vinete sau de kiwi. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, vă rog, trimiteți-ne informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753123133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le veți găsi pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, de la ora 19, evident cu știri. O seară frumoasă vă doresc și un weekend plăcut!